Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura pentru Toți, în sezonul al doilea. Astăzi o să vorbim despre o carte foarte îndrăgită, care este foarte solicitată. Știu că vorbesc în superlative, dar așa a și fost. Și mai ales momentul în care a apărut, după dispariția criticului literar Alex Ștefănescu, practic ultimele mărturii, ultimele cuvinte ale lui Alex Ștefănescu sunt înglobate în această carte de convorbiri cu Alex Ștefănescu, semnată de Daniel Cristea Enache. Vă prezint. Apărută la editura Spandugino în anul 2024. Îi spun bun venit criticului literar Daniel Cristea Enache, pe care îl și felicit pentru apariția acestei cărți și pentru frumoasa relație pe care a avut-o cu Alex Ștefănescu. Alex, te-a considerat un fiu, Daniel, și asta s-a reflectat de multe ori în scrierile sau în vorbele lui, ori de câte ori vă întâlneați sau de câte ori se referea la tine. Dumnezeu să-l ierte. Mulțumesc, Flaviu, un gând bun pentru cei ce ne privesc. Mulțumiri trustului DC News și echipei care este alături de noi în fiecare săptămână pentru a realiza această emisiune literară și culturală și în mod particular ție de data aceasta, pentru că ai avut generozitatea de a aduce în discuție această carte în care sunt coautor și în care protagonistul, autorul principal, vocea critică și literară care se manifestă cu toată puterea în această carte, prin intermediul scrisului firește, este un mare critic și istor literar care nu mai este printre noi, Alex Ștefănescu. Și o spun foarte greu, dar trebuie să o spun, regretatul Alex Ștefănescu. Mi-e greu să vorbesc despre la trecut, dar trebuie să o facem. O să întorc clepsidra, Daniel, din momentul acesta ai 10 minute la dispoziție să ne vorbești despre carte, despre Alex Ștefănescu și despre tot ce consider că trebuie spus vis-a-vis de acest proiect editorial. Da, noi, îți amintești, Flavia, am mai făcut o emisiune despre această carte de convorbiri, pe când ea era proiect, cum se spune, work in progress, sau chiar era finalizată, dar încă nu fusese predată editurii spre publicare. A apărut foarte rapid, fiind vorba de un colectiv editorial excepțional, o editură care scoate cărțile într-un mod absolut occidental, editura Spandugino. Și sunt foarte bucuros și mândru că această editură mi-a făcut o serie de autori. Deci am o serie de autori la editura Spandugino, așa cum tu ai o serie de autori la fel de frumoasă la editura Rao. Și e important pentru un autor, fie el scriitor sau critic literar, să fie legat de o anumită editură și să știe că, și cititorii lui să știe că acolo găsesc cărțile lui. Este de asemenea ceva occidental. Și m-am bucurat foarte mult când Alex Ștefănescu, într-una din discuțiile noastre, i-am oferit lui posibilitatea de a alege editura în mod independent de mine și el însuși a ales editura Spandugino. Din lista bogată, paleta bogată de edituri dintre care putea să aleagă, el era un autor de mare succes, avusese cărți la Curtea Veche, la Corint, în multe părți publicase, la All publicase Alex Ștefănescu, el a ales editura Spandugino și alegerea lui a fost foarte bună. Iar pe coperta cărții, pe supracoperta, dar și pe coperta cărții, este un portret extraordinar de expresiv al lui Alex Ștefănescu, realizat de un artist foarte bun, de vârsta noastră, Flaviu, din generația noastră, Laurențiu Midvichi, un pictor foarte talentat, care este și prieten și care mi-a dăruit acest portret al lui Alex Ștefănescu într-un mod parcă premonitoriu, cu o zi sau două înainte să aflu vestea teribilă a morții marelui critic. Deci a fost ceva premonitoriu și acest portret a fost
printat și a fost și acolo la mormântarea lui Alex Ștefănescu și este și pe supracoperta și pe coperta acestei cărți, care a apărut în condiții absolut excepționale. Are și cartea, are și o secțiune de fotografii din arhiva familiei Ștefănescu, date pe o hârtie foarte bună, în condiții de rezoluție perfectă. Deci este o carte frumoasă la propriu, așa cum merita Alex Ștefănescu. Da, iată-l acolo, alături de Teodora Stanciu, de la Radio Trinitas, și de Stelian Țurlea, un scriitor valoros pe care Alex Ștefănescu l-a citit de când era tânăr. În fotografia sepia este Alex Ștefănescu cu frații lui, cu sora și cu fratele lui. În dreapta, în nămeți, este casa lui din Berceni, în care își invita prietenii și în care au fost atâtea zile frumoase de vară. Mai jos este Alex Ștefănescu înconjurat de doamne, așa cum se întâmpla de multe ori, cu Teodora Stanciu, Oana Georgiana Enăchescu și cu propria soție, domnița Ștefănescu. Iar în a patra poză, cea în natură, este un Alex Ștefănescu euforic și jovial, așa cum era în multe împrejurări. Acolo este o fotografie alb-negru în redacția României Literare, de la vizita cuplului Monica Lovinescu, Virgilie Runca. Mai jos este o poză cu Nicolae Balotă și așa mai departe. Deci, apar și tu la un moment dat. Apar și eu la un moment dat. Deci este o întreagă arhivă. Și Alina, uite și pe Alina. Da, o întreagă arhivă sentimentală. Soția mea Alina, Stelian Țurlea, Alex Ștefănescu, și mai jos Alex Ștefănescu în biblioteca lui, înconjurat de cărți, înconjurat, se poate spune, de întreaga literatură română. Dacă ar fi fost, Daniel, asta așa ca o întrebare poate neașteptată, să ai alt destin, pe ce ți-ar fi plăcut, în ce medii să fii? Pentru că, iată, influența și a lui Valeriu Cristea și a evoluției tale, a deciziei tale de a alege să mergi pe drumul literaturii, dar să zicem, te-a plasat în aceste contexte cu oamenii aceștia care, iată, au scris istorie, practic sunt partea istoriei literaturii din ultimele decenii. Ce destin te-ai gândit vreodată să ai fi preferat? Cred că ceva cu fotbal, în lumea fotbalului, unde ți-ar fi plăcut să fii? Păi nu, ducându-mă înapoi, înainte de Revoluție, înainte de 1989, proiectul meu era acela de a da la ASE, la Academia de Studii Economice. Mă pregăteam pentru asta, eram la un liceu de matematică fizică, studiam din greu matematica și fizica alături de niște olimpici. Și povestea cu literatura a venit după 1989, când la liceul acela s-a creat o clasă de uman. Profesorul pe care îl iubeam foarte mult de limba și literatura română, Anton Chevorchean, a creat această clasă de uman și atunci a avut loc mutarea mea pe șina literaturii. Clasa de uman era plină de fete. Eram printre puținii băieți și atunci a început acest drum care m-a adus la emisiunea Cultura pentru Toți de la DC News, alături de un scriitor important din generația mea. Deci altfel, așa, într-o versiune contrafactuală, dacă nu s-ar fi făcut acea clasă de uman, aș fi fost la o invitat la o emisiune economică sau de business, tot aici la DC News, deci aș fi vorbit despre lucruri diferite de literatură și așa a fost să fie și eu zic că a fost bine. Această răsucire a destinului a dat rezultatele bune, potrivite. Am văzut în ultima cronică scrisă de Răzvan Voncu faptul că exprima un fel de recunoștință literară pentru cărțile de convorbiri pe care le-ai realizat. Câte s-au strâns până acum și dacă mai planifici vreuna? Sincer, am pierdut numărătoarea, dar nu cred că numărul lor este important. Dar există o psihologie a lor, a cărților alea de convorbiri, cumva testamentare? Nu este o psihologie unitară, fiecare proiect a fost și este diferit și
N-am uitat că noi trebuie să facem o carte împreună, pe care am întrerupt-o tocmai din faptul, din motivul că erau prea multe în același timp, adică trebuie să mă dedic unui scriitor și să intru cu totul în universul lui, fiindcă eu sunt cel care întreabă. Și prin urmare lucra în paralel la mai multe cărți de acest tip, reclamă, sunt probleme specifice acolo care trebuie soluționate la masa de scris. Acesta a fost un proiect căruia m-am dedicat quasi integral și mă bucur că am făcut-o, fiindcă Alex Ștefănescu a traversat ultimii lui ani, au fost de suferințe teribile, fizice, și această carte literalmente i-a făcut bine. În acea suferință fizică inimaginabilă, înconjurat de medicamente și de soluții care se dovedeau ineficiente, el a găsit un fel de refugiu în scrisul la această carte. Și cât a durat dialogul vostru? A durat un an și jumătate, aproape 2 ani, și el în secvențele în care dădea răspunsurile la din această carte, el uita de suferința fizică. Deci scrisul e terapeutic, e nu vindecă, dar e ca un balsam aplicat pe rănile existenței. Și lucrul acesta știu toți autorii care țin jurnal, care scriu epistole, care fac corespondență, care fac asemenea cărți de convorbiri în care vorbești despre tine vorbind cu un altul și în care exprimi ceea ce este important pentru tine, felul în care vezi tu viața, vezi cărțile, îi vezi pe scriitori, familia, prietenii, profesorii, iubitele și așa mai departe. Puțină lume știe, de pildă, că Alex Ștefănescu în liceu a fost un mare rebel. Era un elev problemă, devenise un elev problemă, era foarte inteligent și cunoștea mai multe decât profesorii lui și îi mobiliza pe toți colegii și era mutat disciplinar dintr-o clasă în alta și acolo își făcea alți adepți și devenise un rebel așa cum scrie la carte. Iar același Alex Ștefănescu, ani mai târziu, nu-i suporta pe rebel și îi admonesta și ar fi vrut să fie disciplinați, așa cum el însuși nu putuse să fie disciplinat, fiindcă există o vârstă a rebeliunii și există o vârstă a maturității solide și armonioase în care rebeliunea nu mai are loc. Deci e o carte în care îl descoperim pe Alex Ștefănescu așa cum a fost, așa cum a trăit, așa cum a gândit și, un lucru foarte important, așa cum a simțit. Un critic cu o capacitate de a simți, cu o empatie și cu o sensibilitate pentru literatură și pentru existență, cu totul neobișnuite. Nu un critic rece, așa cum suntem noi, și eu sunt un critic destul de rece, și un critic cu inimă, cu sânge cald, un critic cu inimă, un critic cu o capacitate neobișnuită de a simți, și de aceea și reciproca este valabilă și simetrică, este, așa cum l-am numit eu într-un necrolog, este probabil cel mai iubit dintre criticii literari din întreaga istorie a literaturii române. E cel mai iubit dintre critici și succesul acestei cărți o dovedește, dacă mai era nevoie. Foarte multă lume a venit la lansarea cărții și ia cartea de convorbiri cu Alex Ștefănescu, nu pentru numele celui care a realizat cartea, ci pentru numele din titlu, pentru Alex Ștefănescu. Nu se mai poate spune nimic în plus, Daniel, mai voiam să adaug, dar ai încheiat atât de bine încât rămâne ca cei care ne privesc să caute și să citească cartea. E aici viață în această carte și continuitate. Mulțumesc, Daniel Cristea Enache, mulțumesc echipei tehnice, lui Robert Hrom și lui Cristi Dumitrache. Mulțumim că ne urmăriți, că ne sunteți aproape. Tuturor numai bine, pe curând, pe miercurea viitoare. La revedere!